Proiectul Cărți pe șine este implementat de Biblioteca Alexandru și Aristia Man în parteneriat cu Asociația Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021 și grupul Softronic. Vom amenaja probabil două rafturi, am și identificat în interiorul garniturii de tren locurile unde vor exista aceste rafturi, puțin diferite pentru că trebuie să țină cărțile pe ele și la viteză și la frâne, deci vor fi puțin diferită de, de rafturile normale. Însă, ideea este ca persoanele care, care merg la mare sau la munte, pentru că în prima fază această bibliotecă va fi în trenul spre mare, să aibă pe perioada călătoriei cu trenul o carte pe care să o răsfoiască, să o citească. Și dacă le place acea carte, o pot lua și la plaje. Rostul acestor cărți este să se plimbe în această vacanță și nu numai. Rugămintea față de cei care care le vor citi, este ori să le lase înapoi în tren atunci când se vor întoarce acasă, ori să pună altele în schimb. Rafturi cu cărți vor fi puse și în trenul Hiperion, care circulă pe ruta Craiova-București-Brașov. Alături de o carte bună, călătoria este întotdeauna mai plăcută.